Vreau să discutăm despre OMV Petrom. Vedem că a apărut un nou raport de evaluare pentru această companie. Sunt foarte mulți investitori în OMV și persoane care se gândesc oare să investesc, să nu investesc. Parcă totuși a crescut foarte mult, mai este timpul să aloc capitalul. Care sunt perspectivele pe termen lung pentru această companie? Vreau să ne uităm împreună pe acest raport de evaluare, să-l interpretăm, să vedem analiștii ce estimează, ce parametri estimează pe viitor și cum stabilesc prețul țintă, pentru că avem un preț țintă care vedem că în continuare presupune un potențial de apreciere în compania OMV Petrom în următoarele 12 luni și să ne uităm dacă sunt prea conservatori, sunt optimiști analiștii, cam ce au estimat atât în prețul țițeiului cât și în alte componente, elemente bilanțiere și alte componente pentru compania OMV Petrom. Hai să ne uităm împreună și să tragem propriile concluzii. Dar înainte de toate, lasă un like mai jos, nu durează mult dacă apreciezi materialul. Vedem în această ședință de trans Acționare, când înregistrez materialul, care a fost evoluția principalelor companii din indicele bursier BET, vedem că fluctuează în ultima perioadă și stau într-un platou, adică ba cresc, ba scad, cumva stau acolo, nu prea vedem creșteri. Am avut plata dividendelor de către OMV Petrom și o să ne uităm peste asta imediat, adică într-adevăr, prețul este destul de sus, a atins 0,6, dar a plătit dividende pe 19 octombrie 2020. 2023, dividendul special, da, 0,045 lei pe acțiune în surplus față de ce a plătit deja dividend de bază. Și atunci, dacă ai cumpărat în OMV Petrom înainte de ex-date, ai primit banii pe 19 octombrie 2023. Lasă un comentariu și spune -mi și mie, ai primit banii în OMV Petrom, ai primit dividend, adică ai investit înainte de ex-date și vedem că OMV Petrom totuși se ține destul de sus, chiar dacă a plătit dividend de bază, dividend special, un dividend de aproape 20% randament Dividendului foarte mare dividend pentru o astfel de companie. Nu este o companie mică, este o companie mare și plata dividendului să fie raportată la prețul pe acțiune într-un cuantum de aproape 20%. Nu prea vezi în general o astfel de situație. Într-adevăr, au fost prețuri la energie foarte mari și OMV Petrom a beneficiat în 2022. Dar hai să vedem ce spun analiștii și pe următoarea perioadă ce se va întâmpla. Acum, înainte de toate, vreau să-ți aduc aminte că OMV Petrom operează 3 Segmente. Avem explorare și producție, adică upstream, în momentul în care explorează și produc țițeul și gazele naturale, după care avem rafinare și marketing. După ce produce țițeul, este transportat la rafinării prin CONPET, dar țițeul este transportat către rafinării, acolo este rafinat în diferite produse petroliere, motorină, benzină, și bineînțeles că este vândut după ce a fost rafinat prin benzinării, și știm foarte bine că OMV Petrom are 780 de stații plus în rețeaua de distribuție, adică acele benzinării unde te duci și îți alimentezi mașina. Și mai are al treilea segment gaze și energie. Și atunci, practic, acestea sunt cele trei segmente principale pentru OMV Petrom, însă este în acest proiect numit Neptun Deep, da? Și este într-o asociere în participațiune cu RomGaz, 50%-50%. Practic a început cu ExxonMobil, după care RomGaz a achiziționat participația de la ExxonMobil și acum, practic, sunt OMV Petrom și și RomGaz în acest proiect. Ce este acest proiect? Sunt resurse de gaze în Marea Neagră identificate și este un proiect offshore, adică nu onshore pe țărm, în afara țărmului în apă, la adâncimi foarte, foarte mari, sunt gaze naturale, sunt rezerve pe care OMV Petrol și RomGaz prin acest proiect Neptun Deep vor să le extragă și bineînțeles să le comercializeze în momentul în care au reușit să ajungă la aceste gaze și să le extragă, da? Dar este un proces mai îndelungat și practic mai trebuie să așteptăm până extrag aceste gaze și o să vezi în raportul de evaluare ce spun analiștii despre aceste gaze. După care, bineînțeles că poți să aprofundezi despre această infrastructură, dacă investești, trebuie să aprofundezi, să vezi unde este acest proiect, cât s-a investit în acest proiect și așa mai departe. Însă vreau să trecem așa în revistă foarte repede ultimele rezultate financiare pe care OMV Petrom le-a avut, după care să intrăm în raportul de evaluare. Și atunci, în trimestrul 2, am văzut că veniturile nu au crescut, pentru că am avut în 2020

niște rezultate foarte bune. Adică dacă ne uităm în trimestrul 2 din 2023 față din trimestrul 2 din 2022, venitul din vânzări vedem că a avut o scădere, da? Și în primul semestru. Dacă ne uităm la nivel semestrial, vedem o scădere în 2023 față de 2022, dar sunt cifre foarte mari față de anii precedenți. Și atunci rezultatul din exploatare vedem că aproape s-a înjumătățit față de trimestrul 2 și vedem că la 6 luni este mult mai jos față de 2022. Din nou au fost rezultate excepționale în 2022 și totuși au fost rezultate bune și în 2023, în primul semestru. Și atunci vreau să te întreb încă de acum, o să vină 9 luni, adică trimestrul 3 pentru OMV Petrom, la sfârșitul lunii octombrie. Dacă vrei să pregătesc o analiză, să prioritizez această companie și când au venit rezultatele financiare, imediat să pregătesc o analiză, să interpretăm împreună ce performanță a avut, te rog să lași un comentariu, vreau analiză sau investesc în OMV Petrom, vreau OMV, ce vrei tu să-mi spui și hai să împingem acest material peste 500 de like-uri, nu te mai rețin, continuăm, dar vreau să văd dacă există interes da? și să interacționăm în calitate de comunitate pentru că vin rezultatele financiare și trebuie să pregătim, vin la mai multe companii și trebuie să vedem ce prioritizăm. Și vedem că profitul net iarăși a fost într-o pierdere chiar în trimestrul 2 din 2023 sau dacă ne uităm în primul semestru, vedem că a venit mult mai jos față de perioada precedentă pentru că a fost și contribuția de solidaritate pe țiseiul rafinat și vedem că această cheltuială a diminuat foarte mult profitabilitatea deși rezultatul din exploatare a avut o scădere, această contribuție de solidaritate practic a diminuat mai mult profitul net și de aceea putem să vedem o astfel de scădere, dar din nou se aștepta această contribuție de solidaritate. Eu am discutat înainte să vină rezultatele financiare despre această contribuție de solidaritate când a fost anunțată și ce ar fi reprezentat. Dacă ești pe canal cu mine de atunci, lasă un comentariu și spune și mie vreau să mă citesc, să văd cine a rămas cu mine din ultimele luni pe canal ca să interacționăm și sunt foarte foarte curios să văd că mi-aduc aminte pentru că citesc toate comentariile și răspund. Și atunci, hai să vedem în situația fluxurilor de trezorerie. Vedem fluxul de trezorerie din activități de exploatare. A avut o scădere destul de mare în trimestrul 2-2023 și în primul semestru din 2023 și putem să vedem capex adică aceste plăți pentru imobilizări necorporale și corporale. Vedem totuși că a stat destul de ridicat și este una dintre îngrijorările și, hai să spunem, premisele pe care le-au utilizat în raportul de evaluare analiștii. Discută despre un capex mare. Vedem într-adevăr că fluxul de trezorerie din activități de exploatare acoperă capexul, dar vedem că a plătit și dividende foarte mari și totuși încă n-a intrat dividendul special și vedem că totuși fluxul de trezorerie din activități de exploatare acoperă și dividendele plătite și capexul, dar pe viitor ce se va întâmpla și o să discutăm în acest raport. Numerarul și echivalentele de numerar la sfârșitul perioadei vedem că au fost într-adevăr peste, da? deci vedem totuși că există o creștere față de perioada precedentă, dar hai să ne uităm puțin și în 2022. Vedem că a existat o creștere uriașă în venituri din vânzări pentru că a fost un an deosebit. Total venituri din vânzări și alte venituri putem să vedem că s-a triplat. Deci vorbim de creșteri foarte, foarte mari și în profitabilitate putem să vedem un 4X în profit net din 2021 în 2022 aproximativ. Și dacă ne uităm cum s-au mișcat banii în 2022, putem să vedem o creștere foarte mare în flux de trezorerie din activități de a încasat din operațiuni recurente compania foarte mult și după ce a încasat a acoperit aceste plăți de imobilizări necorporale și corporale și dividendele și practic a rămas o sumă destul de mare încasată peste ceea ce s-a materializat în acest numerar și echivalente de numerar din care până la urmă compania a decis să plătească și dividend special pe lângă dividendul de bază și se justifică. Acum dacă ne uităm la anumiți multipli de comparabilitate după care o să intrăm în raportul de evaluare, valoare în cele ce urmează. Vedem un price to book pentru OMV 0,89 și în 2022 0,65, după care vedem un price to earnings la aproape 4,645, un pic peste mediana din eșantionul de comparabilitate. Price to sales vedem 0,65, 0,43 în 2022, multipli de valoare foarte atractivi în ceea ce privește evaluarea relativă. Putem să vedem price to assets 0,6, price to free cash flow, putem vedem 1,62 sau aproape 3 în 2022, după care vedem randamentul dividendului uriaș, 17%, 20%, în funcție de ce preț de referință ei, când calculeze acest indicator, după care vedem marja brută, 30% și 30% în 2022, marja operațională, 13% cu 20% și marja netă, 12% cu 17% în 2022, dar într-adevăr a fost un an destul de bun, 2022 poate să fie considerat un outlier, un rezultat extrem. Ar trebui să normalizăm și o să vezi că analiștii adoptă o poziție destul de conservatoare. Marja operațională am văzut, putem să vedem anumiți indicatori de randament, dar o să aprofundăm în raportul de evaluare. Vreau să trecem o revistă prin acești multipli de evaluare importanți. Ce mai putem să vedem? Într-adevăr, putem să vedem ciclul de conversie a numerarului, da, putem să vedem cât de multe zile durează până când se încasează creanțele, cât de multe zile durează până când se plătesc creditorii și, bineînțeles, câte zile durează până când stocurile sunt transformate în vânzări. După care putem să ne mai uităm și la niște indicatori de creștere. Într-adevăr a avut o creștere deosebită OMV Petrom în 2022 și putem să vedem și în ultimele 12 luni. A avut pe toate părțile creșteri destul de mari. Vedem care sunt ceilalți jucători din șantierul de comparabilitate, RomGaz, Motor Oil și alte companii. Dar hai să intrăm în acest raport de evaluare pregătit de către Ipopema Securities. Acesta este raportul de inițiere de pe 27 aprilie 2023, când au stabilit un preț țintă de 0,58 lei pe acțiune, era un potențial de creștere cu 16,6% și chiar a atins, chiar a depășit acest preț și vedem că se așteptau la profitabilitate destul de mare în 2023 pe întreg anul și într-adevăr discută despre această scădere pe partea de upstream în producție până în 2025 și o să discutăm despre asta, dar putem să vedem că în următorul raport da, de actualizare de pe 28 iulie 2023 au venit cu un preț țintă mai mic, după care au venit cu această actualizare pe care o să o discutăm astăzi, o să o interpretăm, o să evaluăm acest raport de evaluare împreună, să tragem propriile concluzii. Putem să vedem că este un potențial de 8,5% față de prețul de referință în momentul în care a fost publicat acest raport. Am văzut că în momentul de față OMV se tranzacționează la 0,55 lei pe acțiune, deci până la 0,6 lei pe acțiune ar reprezenta 8,5% aproximativ. Și atunci, hai să vedem care sunt principalele elemente cumva luate în calcul de către analiști. Vedem că se așteaptă să existe o scădere cu 26% în rezultatul operațional față de 2022. Asta în 2023 pe întreg anul, când o să avem rezultatele financiare. În 2024 o să reușim să ne uităm în raportul anual pe întreg anul 2023 împreună. Și atunci putem să vedem că analiștii spun că se va maturiza segmentul de upstream, adică va ajunge la o cantitate după care nu va mai exista o creștere. Din contră, ei spun că o să scadă cantitatea produsă de țiței între 2023 și 2027. E foarte important să înțelegi că analiștii adoptă o poziție care intră în conformitate cu ce reglementări sunt la nivel mondial și anume aceste ambiții de decarbonare, da, decarbonization, adică către un viitor mai verde, unde țițeiul nu mai este sângele economie și așa mai departe și această poziție este luată și integrată în modelul de evaluare de către analiști în aceste standarde SG. Dar trebuie să înțelegi faptul că analiștii adoptă această poziție care nu înseamnă că se va întâmpla neapărat. De asta ți-am spus și eu în modelul meu de evaluare sau în modelul tot de evaluare. E foarte important să integrezi anumite parametri așa cum îi vezi tu, bineînțeles, pe un raționament și un fundament relevant, dar trebuie să înțelegi că premisa pe care o adopți nu este neapărat la fel cu realitatea care se va întâmpla, dar este o percepție asupra realității viitoare. Și atunci poți să adopți poziția că țițeiul va rămâne sânge economiei și atunci OMV Petrom poate să fie evaluat și la un leu pe acțiune, nu spun anul viitor. Vreau să spun care potențial să ajungă compania sau poți să spui că țițeiul o să devină din ce în ce mai puțin folosit și aceste măsuri și ambiții de reglementare o să ducă din ce în ce mai jos forțat cantitatea cerută de țiței și atunci poate să fie 0,3 lei pe acțiune OMV Petrol. Deci e foarte important ce poziție adopți. De asta putem să vedem că analiștii sunt cumva între, dar destul de conservatori. Aș spune că pe partea acestor ambiții de decarbonare și putem să vedem că analiștii se așteaptă ca rezultatul operațional EBIT, da, din 2023 până 2028 să scadă la 8% anual, în fiecare an cu 8%, da, în medie. Și vedem totuși, pe de altă parte, Spun că proiectul Neptun Deep este foarte important și practic este cumva elementul optimist în sensul în care se așteaptă ca acest proiect să deblocheze un potențial atât de mare pentru OMV Petrom. Vedem că evaluează acest potențial la 0,11 lei pe acțiune. Și discută și despre aceste noi măsuri de fiscalitate care au fost discutate foarte mult de către guvern și discută despre faptul că poate intra acest impozit de 0,5% bineînțeles cu anumite potențiale amendamente care să fie un impozit pe cifra de afaceri pentru companiile care au o cifră de afaceri peste 50 de milioane de euro. Și dacă ne uităm mai bine, putem să vedem că discută despre free cash flow, fluxul de numerar operațional disponibil întreprinderii, discută despre CAPEX, adică plăți pentru achiziții de imobilizări corporale și necorporale și discută despre dividende. Interesant este că ei consideră, analiștii, că OMV Petrom o să aibă plăți destul de mari da, în CAPEX, până la 11 miliarde de euro în 2030. Da? Și atunci putem să vedem că free cash flow, da, adică diferența dintre fluxul de numerar operațional și aceste plăți pentru investiții în imobilizări corporale și necorporale, este presat de aceste plăți. Da? Free cash flow este presat de către acest CAPEX. Și atunci vedem că estimează un yield, un randament al fluxului de numerar disponibil întreprinderii de 3% pe pentru următorii 5 ani, în medie, având în vedere că între 2019 și 2022 a fost o medie de 12%. Și vedem că în strategia OMV Petrom, și știm foarte bine, OMV a intrat într-un angajament să plătească dividende progresive. Adică, ce înseamnă asta? Să crească valoarea dividendului cu 5-10% în fiecare an. Și vedem că analiștii estimează un randament al dividendului de 10% în medie în fiecare an dintre 2024-2028. Cu toate acestea, lucruri care mie personal nu-mi place pentru o companie. Nu zic neapărat că nu-mi place abordarea lor, însă nu-mi place pentru o companie în general. Sunt o persoană principială, nu conjuncturală, adică nu consider a fi benefic sau atractiv pentru o companie să plătească dividende, dar să nu acopere free cash flow dividendele, ci mai degrabă să bazeze această plată de dividende din poziția de numerar care este capitalizată în bilanț, în trezorerie, adică banii din trezorerie, cumva banii care au fost strânși de-a lungul timp dintr-un surplus de numerar operațional anual, care practic a strâns acea valoare a banilor în trezorire pe care compania îi are, tu să plătești dividende din banii respectiv, nu din banii extra pe care îi generezi din activități operaționale, mie cel puțin nu-mi place. Da? Adică vedem că estimează faptul că free cash flow, numerarul operațional, să spunem, după investiții, nu acoperă dividendele. Și atunci vedem că totuși analiștii spun că ar putea să își respecte aceste angajamente comerciale pentru că au o poziție de numerar și echivalente de numerar de 13,2 miliarde de lei în primul semestru din 2023. Dar practic să seci, să seci din banii respectivi, ok, se poate, dar nu mai rămâne nimic și atunci pot exista probleme destul de mari. Cumva e o poziție cum ar fi că s-ar termina în 2030 cu compania asta. În anumite perspective, eu personal nu cred, sunt mai conservator, cred că țițeul o să continue să fie sângele economiei, că îți place, că nu îți place, este opinia mea, cred că o să rămână foarte important în sistemul energetic mult timp de acum încolo, mai ales în România și Europa de Est și atunci aș fi puțin mai optimist pe OMV Petrom, dar discutăm puțin mai târziu. Vedem că estimează venitul să ajungă la 34 de miliarde de lei în 2025, care ar fi aproape la jumătatea venitului din 2022 și vedem că estimează această scădere. După care, dacă ne uităm la randamentul dividendului, totuși mențin un randament al dividendului de aproape 10% și mergem mai departe să ne uităm la mai mulți indicatori financiari. Într-adevăr, practic consideră că e un potențial de creștere, dar, ți-am spus, au o poziție destul de conservatoare. Vedem un price to earnings, un multiplu de evaluare, price to earnings ratio. Până în 2025 spun că o să fie 4,4, 5,3 6 respectiv, veniturile creșterea în venituri, vedem că estimează să scadă, da? În 2023 se așteaptă ca venitul să scadă cu 32,3%, în 2024 să scadă cu 6,1% și în 2025 să scadă cu 10,7%. Profitul net se așteaptă să scadă cu 55% în 2023, după care să crească cu 41% în 2024 și să scadă cu 13,1% în 2025. Free cash flow putem să vedem că se așteaptă să scadă la 2,3 miliarde, după care se așteaptă să scadă la 300 54 de milioane în 2025, o scădere foarte mare. Marja operațională, putem să vedem că ei consideră că ar rămâne undeva la 27-26%. Return on equity, putem să vedem că ei consideră că o să scadă până la 12,6% în 2025 și return on invested capital, putem să vedem că se așteaptă să scadă la 12,5%, ceea ce este mai mic decât wac -ul. și o să ne uităm în modelul de evaluare, nu este atractiv, ar fi fost bine să se calculeze și ironic, să comparăm cu wac dar totuși, UAC-ul este undeva la 16%, adică rata de actualizare a fluxurilor de numerar și vedem că s-a estimat la 12,5% sub UAC, da? În 2025, vreau să spun. Hai să vedem ce presupuneri sunt pe Brent, da? Pe țiței. Vedem că analiștii consideră că prețul țițeiului Brent, da? Pe baril, o să scadă până la 75 dolari pe baril în 2025. Se așteaptă în 2023 să fie undeva la 85 de dolari pe baril și în 2024 la 80 de dolari pe baril. Putem să vedem cheltuielile operaționale cotate în dolar pe baril ar fi 15,5, 16 și 16. Profitabilitatea se așteaptă să scadă aproape la jumătate față de 2022 în 2025, se așteaptă să scadă la 4,5 miliarde în 2023, după care să crească ușor și să scadă în 2025. Putem să vedem ce investiții consideră că o să existe în property plant and equipment, imobilizări corporale. Putem să vedem că ei estimează faptul că o să scadă poziția de numerar și echivalente de numerar din ce în ce mai mult și putem să vedem că fluxul de numerar operațional este estimat să scadă. Acum o să discutăm foarte important despre evaluare, dar înainte de toate putem să vedem că analiștii estimează că va exista o scădere în leu față de dolar, adică modelează faptul că leul o să scadă cu 3% față de dolar, o să se deprecieze în acest raport, după care este că profitabilitatea o să fie deteriorată și o să aibă aceste plăți din ce în ce mai mari pentru investiții și o să discutăm puțin mai târziu, o să-ți arăt să vezi în prețul ținte ce au estimat, ce free cash flow, dar rămâi cu mine. Putem să vedem că și-au crescut estimările în rezultat operațional și în profit net pentru 2023-2027 cu 11% și putem să vedem aici, da? Vedem în profit net cu 11%, față de ce estimări au avut în trecut, față de noile estimări și în 2023 vedem că și-au scăzut estimările și în 2025 vedem că le-au crescut. Deci au crescut estimările pe profit și pe venit, da? Pentru că au estimat faptul că hidrocarburile o să aibă prețuri mai mari decât au estimat exante în raportul de evaluare anterior. Dar vedem că se așteaptă ca profitul ne să scadă destul de mult în viitor pentru că ei consideră că o să se maturizeze producția pe upstream și o să se normalizeze marjele de rafinare a posteriori. După care putem să vedem că se discută despre acest proiect Neptun Deep. Practic, în acest proiect se estimează că ar fi o rezervă potențială de gaze naturale offshore de 300 de milioane de baril echivalent țiței aproximativ și putem să vedem că OMV Petrom se așteaptă să cheltuie până la 2 miliarde de euro pe acest proiect în anii următori. După care putem să vedem că estimează acest proiect la 11 bani pe acțiune, 0,11 lei pe acțiune. Este interesant că de aceea consideră că o să fie capexul destul de mare plăți pentru achizițiile de imobilizări corporale și necorporale investiții și atunci pentru faptul că OMV Petrom și-a luat și un angajament să plătească dividende, practic, numerarul operațional, dacă nu este suficient de mare din operațiuni recurente, o să fie destul de greu să acopere și dividendele, dar plăți cu dividende și plăți către investiții și atunci o să mănânce, o să erodeze din numerarul și echivalentele de numerar care sunt în rezervele companiei. Și un lucru care mie personal nu-mi place, nu zic că se va întâmpla asta, zic, în acest scenariu nu îmi place cum ar putea să fie pentru OMV Petrom, dar practic să plătească dividende din rezerve. Nu este neapărat plăcut. Vrei să vezi că generează suficient de mult încât să le acopere pe ambele sau cel puțin să acopere o mare parte din dividende după ce acoperă cheltuiel cu investiții. Dar noi nu vorbim acum de o companie care are împrumuturi. Deci poate să tragă și finanțare și așa mai departe în funcție de ratele de dobândă și condiții avantajoase în piață. Vedem într-adevăr că pe partea de upstream, pe partea de explorare și producție pentru OMV Petro, dacă ne uităm la segmentul vedem că se estimează o scădere, dar pe gaze naturale, deși se estimează o scădere, se așteaptă la o creștere mare în 2028, când potențial ar putea să deblocheze acele gaze naturale din Marea Neagră prin Neptun Deep și atunci ar putea să crească producția. Dar până atunci trebuie să vedem că o să aibă cheltuieli operaționale destul de mari, cheltuieli operaționale care o să scadă destul de mult pentru că o să atingă economii de scară prin deblocarea acelor gaze naturale potențial. Și vedem că analiștii se așteaptă să există un cost mediu în producția de hidrocarburi în 2023-2027 la 16 dolari pe baril, dar se așteaptă ca monetizarea proiectului Neptun Deep, adică să extragă gazele naturale și să le vândă, ar trebui să reducă acest cost la 7 dolari pe baril, da? Datorită economiilor de scară. Și atunci vedem că discută despre acest heavy capex, adică angajamente mari, plăți, investiții destul de mari și va pune presiune pe numerarul operațional generat din activități recurente, atât din producția de până la rafinare și vânzarea produsului petrolier derivat, motorina, benzină, în benzinării, dacă nu reușește să vândă suficient de mult și să încaseze foarte important, nu doar să vândă, că e una cruel basis of accounting, trebuie să încaseze banii, după ce încasează banii, o să aibă acest angajament destul de mare cu investiții, atât în Neptun Deep, cât și alte investiții pe care trebuie să le facă, plus să onoreze aceste angajamente de dividend mari, care putem să vedem că ar ajunge la 9%, ar prezenta într-adevăr o scădere cu vreo 40% pentru că analiștii nu se așteaptă ca OMV Petron să mai plătească dividende speciale pentru că OMV a beneficiat de anumite situații extraordinare în piață, ceea ce le-a permis să ofere dividend special și să recompenseze acționarii mai mult pentru că au reușit să aibă rezultate bune, dar analiștii nu se mai așteaptă la rezultate atât de bune și este o poziție conservatoare, ceea ce nu este deloc rău și atunci se așteaptă să revină la dividendul de bază care totuși să fie un randament al dividendului de 9%. Adică putem să vedem că a fost un randament al dividendului mare pentru că s-a pus și dividendul special, dar dacă am exclude dividendul special și am considerat doar dividendul de bază, ar ajunge la un 9% randamentul dividendului, ceea ce este un randament deosebit de bun pentru un investitor care investește într-o companie de țiței, da? 9, 10, 11% e un randament al dividendului foarte bun, nu prea găsește în afară. Și atunci să ne uităm puțin la țiței. Vedem că se estimează ca prețul țițeiului brand să fie fie pe la 75 dolari pe baril pe termen lung. Vedem că estimează prețul țiseului Brent la 85 de dolari pe baril în 2023, însă vedem că războiul dintre Israel-Hamas, războiul din Orientul Mijlociu, unde poate să existe un război prin proxies, mai mult decât un război limitat în scenariul 2, oferit de către economiștii de la Bloomberg, dacă ai vizionat materialul anterior, sau poate să fie scenariul 3, adică un război între Iran, Israel și alte părți din Orientul Mijlociu care poate duce prețul țițeiului foarte mult și bineînțeles că OMV Petrom ar putea să beneficieze foarte mult pentru că estimările din viitor o să fie ajustate cu această potențială creștere în prețul țițeiului ceea ce bineînțeles că schimbă paradigma și schimbă prețul țintă, bineînțeles în funcție de diferite elasticități în modelul de evaluare. Dar ce este foarte important să înțelegi este că ei estimează acest preț pe barilul de țiței în absența acelui potențial război Poate augmenta situația și poate să se propage într-o creștere mare în prețul țiței ceea ce bineînțeles că va schimba complet modelul. Și atunci vedem că estimează și pe gaz natural. Vorbesc despre marja de rafinare la 15,1 dolari pe baril în 2023, după care 13 dolari pe baril în 2024 și 12,4 dolar pe baril în 2025. Și dacă ne uităm pe lângă prețul țițeului brand, care eu consider în opinia mea că o să crească destul de mult, nu este sfat financiar direct să te duci să cumperi acum un producător de țiței sau să -ți deschizi poziții long. Eu personal consider că ce se întâmplă în Orientul Mijlociu nu rămâne aici și cred că perspectivele jucătorilor din piață vis-a-vis -vis de faptul că poate să se augmenteze războiul, chiar dacă nu se augmentează de fapt, ceea ce ar fi deosebit să, bineînțeles, să se oprească, asta ne dorim cu toții, dar vreau să spun ce s-ar întâmpla în cazul în care s-ar augmenta, pentru că totuși s-au întâmplat niște atrocități acolo, care e greu să pleștești cu buretele pe termen scurt. Și atunci, în funcție ce se va întâmpla. În opinia mea, cred că va exista o creștere în prețul suceului puțin mai mare, nu știu cât de mare, bineînțeles, și atunci e posibil să altereze modelul. Acum, pe anii următori, e foarte greu să estimezi prețul suceului pentru că este foarte volatil. Ce este foarte interesant, iarăși în perechea RON USD RON EUR, putem să vedem că analiștii estimează că leul o să devină din ce în ce mai puternic față de dolar, da, putem să vedem că de la 4,57 o să ajungă la 4,2 și leul pe lângă euro iarăși o să devină puternic, mai puternic, de la 4,95 la 4,85, da? Deci vedem că se așteaptă să prindă teritoriul leul, venitul, putem să vedem că se așteaptă să scadă foarte mult, da? Din ce în ce mai mult și să se normalizeze. Free cash flow, putem să vedem că se așteaptă să scadă destul de mult, după care vedem aici o creștere mare, da? Bine, asta spun că e bine să ai control asupra modelului, E destul de important și dacă ai excelul din masterclass-ul de valoare pe care ți l-am pregătit, bineînțeles că poți să schimbi parametrii și să adaugi nuanță așa cum vezi tu și să ajungi la alt preț țintă. Sau dacă nu vrei să desfășori analize, pur și simplu să te gândești, da, dacă ar fi mai mic free cash flow, sau dacă ar fi mai mare, înseamnă că ar fi un preț țintă puțin mai mare, nu poți să calculezi în minte exact sensibilitatea și care ar fi impactul marginal, dar poți totuși să zici, ok, deci totuși sunt conservatori, ar putea să fie mai mult, ar putea să fie loc. În funcție de cât de rafinat vrei să fii în momentul în care desfășoare analizele financiare. În regulă și ajungem la evaluare. Putem să vedem că au evaluat 0,6 lei pe acțiune a fi valoarea intrinsecă pentru OMV Petrom. Putem să vedem că au estimat un WAC, Weighted Average Cost of Capital, o rată de actualizare la 16,3% medie între 2024 și 2028 și vedem că se așteaptă la o primă de risc în piața de acțiuni 9% în fiecare an din analiză. Bineînțeles că metoda de evaluare este discounted cash flow și putem să vedem și ce alte normalizări, ajustări au făcut în bridge, adică în podul de la enterprise value la equity value ca să vadă prețul țintă pe acțiune. Poți să vezi aici bridge-ul și poți să vezi aici estimările, da atât în perioada de proiecție cât și în perpetuitate, în terminal value. Și bineînțeles, vedem că se așteaptă să ajungă la 0,6 lei pe acțiune. De la 0,55 lei ar fi un potențial de creștere cu 8,5% în următorul an și este cumva hold pentru că nu este peste 10%. Practic, în estimările cel puțin de la Ipopema Securities, de la această casă de cercetare, dacă este peste 10% potențialul de creștere, este buy. Dacă este, să spunem, peste minus 10% potențialul de scădere, este sell. Dacă este între minus 10% și plus 10%, este hold. Și atunci, risk-free rate-ul, putem să vedem că se așteaptă analiștii să fie la 7,4%, prima de risc putem să vedem că a fost estimată la 9% și practic ar fi un cost of equity de 16,3% și pentru că nu avem împromuturi reprezentativ, vedem că este 16,2%, 16,4%, vedem că este peste ROIC, da? am văzut peste randamentul investițiilor sau randamentul pe care compania reușește să îl înregistreze intern prin investițiile pe care le efectuează. Și putem să vedem mai multe elemente, bineînțeles, în model, au desfășurat și o evaluare comparativă, vedem unde este OMV față de alți jucător, dar vedem că au oferit o pondere de 0% în modelul final și au lăsat doar DCF și vedem că au ajuns la 0,6 lei pe acțiune preț țintă. Putem să vedem că veniturile sunt estimate să scadă, profitul brut este estimat să scadă, profitul net este estimat să scadă, marja operațională putem să vedem că și ea este estimată să scadă până la 17,9%, marja netă la 15,2%, numerar și echivalente de numerar putem să vedem că este estimat să ajungă la 2 miliarde de lei, bine aici ar trebui să fie RON, lei, nu zlot sau altceva. Și atunci putem să vedem care este numerarul operațional vedem că este în scădere și vedem aici plăți pentru imobilizări corporale și necorporale. Putem să vedem că în continuare se așteaptă să fie destul de sus capexul, ca da? Și dividende, bineînțeles, să respecte angajamentele de dividende pe care le-au promis. Și bineînțeles, poziția de numerar, vedem cât de mult scade, da? Și nu-mi place de ce? Pentru că dacă nu reușește să genereze suficient de mult numerar operațional să acopere atât investițiile pe care le face în fiecare an, plus dividendele, banii trebuie să vină. Și dacă nu vin din finanțare, din surse externe, vin din rezerve. Și vrem că rezerve devin din ce în ce mai mici, ceea ce nu îmi place. Poți să te uiți să vezi și în ultimii ani cam ce elemente financiare a avut OMV pe Trom. 0,55 lei pe acțiune. O să spun la sfârșit opinia mea despre acest raport de evaluare, despre prețul țintă care poate să existe pe OMV Petrom. Rămâi cu mine un pic. Vreau să ne uităm pe grafic. Într-adevăr, a avut o creștere până la 0,6 lei pe acțiune. Acum a urmat o scădere pentru că a plătit dividendul special și a fost ex-date, dar nu a scăzut foarte mult, să spun așa. Vedem că, într-adevăr, se formează o zonă de suport. Interesant este să vedem dacă va atinge din nou în această zonă de suport. Poate să intre la 0,53 0,54 pe o perioadă bineînțeles pe termen scurt. Prețul ținte de 0,6 lei practic oferă acest potențial de 8,22% sau, mai bine zis, prin inginerie inversă, OMV Petro în prețul din piață, acum este la 8,22% distanță de prețul țintă. Și poate să existe această convergență? Bineînțeles că poate să existe, eu sunt chiar mai optimist pe OMV Petron, dar trebuie să înțelegi că poate să crească și cu 13% la 0,62, 0,63 lei pe acțiune, dacă faci și o analiză de sensibilitate pe prețul țintă, dar trebuie să înțelegi că nu înseamnă că mâine face, poate să fie o volatilitate și la un moment dat, după o zonă de consolidare, poate să spargă și să atingă prețul țin. Deci nu trebuie să te duci cu banii imediat și să investești cu gândul că gata, ating. Vedem că prețul țițeiului Brent a atins 92 dolari pe barilul de țiței și putem să vedem că minimum a fost 70 de dolari. Am văzut că analiștii se așteaptă să scadă la 75 de dolari pe baril în anii următori și să rămână în zona respectivă. Și vedem că vârful atins a fost 136 de dolari când a fost războiul, bine, când s-a declanșat războiul dintre Rusia și Ucraina, dar avem aceste tensiuni în Orientul Mijlociu foarte mari și, bineînțeles, s-a crescut prețul pentru că s-a discutat să scadă cantitatea oferită de țiței către OPEC, Arabia Saudită. Dar putem să vedem că scăzuse prețul țițeiului și a avut o creștere imediată în momentul în care s-a declanșat războiul. Și vedem că prețul acum din piață pe țiței stă la 46% distanță de creștere de vârful atins de 135 de dolari pe baril. Și trebuie să în calcul faptul că poate să existe să spunem, o creștere la 100 de dolari, adică o creștere de 9% în perioada următoare. Poate să existe și o scădere, dar vreau să zic, dacă se augmentează conflictul din regiune și se întâmplă unul dintre scenariile prezentate în materialul precedent. În opinia mea, raportul de evaluare este destul de conservator, în sensul în care se adoptă această poziție de tranziție energetică, unde țițiul nu o să fie atât de important. Putem să vedem că se estimează faptul că rezervele de numerare și echivalente de numerar o să fie din ce în ce mai mai mici pentru faptul că trebuie să suplimenteze deficitul de numerar care există pentru că trebuie să plătească și dividende, cum au promis, și să facă și aceste investiții. După care am văzut că analiștii sunt optimiști pe proiectul Neptun Deep, dar sunt atât de pesimiști pe OMV Petrom dacă scoți Neptun Deep din joc, adică dacă ai scoate complet Neptun Deep, da? practic ai scoate complet, absolut nu te-ai mai uitat la Neptun Deep la acest proiect și să spunem te-ai uitat doar la OMV Petrom de astăzi și ce proiecte au, sunt de destul de pesimiști, da? am văzut cât oferă în valoare proiectului Neptun Deep și atunci, în opinia mea, OMV Petrom are potențial mult mai mare. De ce? Pentru că eu nu consider că o să scadă cantitatea cerută de ție și nu consider că aceste ambiții de tranziție o să persiste. Este o opinie speculativă, este o opinie personală, bineînțeles, de aceea spun tot timpul să investești în funcție de teza ta de investiții și în funcție de așteptările și interesele tale, preferințele tale și, bineînțeles, cunoașterea pe care ai până acum, pentru că nimeni nu știe viitorul, putem doar estima și putem să luăm o poziție față de viitor. Eu consider că o să continue să fie foarte profitabil OMV Petrom pentru că prețul țițeiului o să fie destul de sus, din nou, poate să fie un scenariu, poate să scadă prețul țițeiului, să ne înțelegem, și atunci dacă OMV Petrom o să fie un jucător cheie în piața de energie și prețul țițeiului o să fie în continuare sus pentru că economia o să continue să fie așa cum este astăzi din punct de vedere energetic, mă refer în ceea ce privește combustibilul cel mai mult și știu într-adevăr că sunt aceste tranziții către mașini electrice și către vehicule electrice. Sunt de acord și o să fie, dar nu cred că prețul țițeiului cel puțin în Europa de Est, în următorii 10-15 ani, o să aibă o scădere atât de mare. Bineînțeles că aici este un pariu pe viitor, dacă vrei, pe care trebuie să-l facem fiecare, de aceea trebuie să-ți diversifici portofoliu. Cu toate acestea, OEV Petrom, am văzut că este și în gaze naturale, investește și în energie electrică, în parcuri fotovoltaice, se diversifică și el la nivel de companie. În regulă, sper că ți-a plăcut acest material. Nu uita să lași un like mai jos și un comentariu dacă tu investești în OMV Petrom. Tu deții acțiuni în OMV Petrom și dacă deții acțiuni, spune și mie o justificare de ce deții. Și nu uita să-mi spui dacă vrei raportarea, adică să facem o analiză pe raportarea trimestrială, acum când vine trimestrul 3 și să prioritizăm OMV Petrom în momentul în care apare, adică să pregătesc foarte repede de la publicare. Dacă ești Interesa sau interesat sau interesate, lasă un comentariu și hai să împingem acest material peste 500 de like-uri, da? Mi-a făcut plăcere să prezint acest material și pentru mai multe discuții ne vedem în grupul privat pe Discord unde avem un canal special pe OMV Petrom Te aștept acolo cu opinii, cu impresii și bineînțeles cu informații de calitate. Salut!